Protecția consumatorului este cu ochii pe comercianți. Ei vor fi obligați să eticheteze la raft produsele cu gramaj scăzut, dar preț neschimbat. Și Consiliul Concurenței a intrat pe fir după ce prețul anumitor produse, cum ar fi detergenții, a crescut inexplicabil în ultimul an. Orez sau fasole de 900 de grame în loc de 1 kg, ori lactate cu 25 de grame mai puțin, este metoda prin care scumpirile sunt mascate de etichete care arată același preț, deși cantitatea este mai mică. Cumpărătorii care nu se uită cu atenție pot fi astfel păcăliți. Păcăleală pe față. La ce tip de produse ați văzut? Păi cred că la ulei am văzut prima dată, după care mai mult. 900 de mililitri, același preț. Atunci când era un litru. Pentru a combate astfel de practici înșelătoare, Protecția Consumatorului a emis un ordin prin care comercianții au obligația de a informa clienții despre modificarea gramajului produselor. Operatorii economici vor fi obligați să facă o informare suplimentară la raft prin afișarea unei etichete în același câmp vizual cu privire la informațiile privind micșorarea cantității produsului și menținerea aceluiași preț. Nu era de ajuns că produsele au intrat la apă. Mai mult, o parte dintre ele s-ar fi scumpit inexplicabil. Însuși premierul Marcel Ciolacu a constatat această problemă după ce datele au arătat că detergenții s-au scumpit cu 25% în ultimul an și a cerut Consiliului Concurenței să intervină. Consiliul Concurenței a transmis că va începe verificările la toți comercianții după ce prețurile anumitor produse ar fi crescut artificial. Autoritatea a mai spus că în cazul în care se vor descoperi nereguli, atunci va fi demarată o anchetă. Detergenții pentru mașina de spălat sunt foarte scumpi, nu scumpi, foarte scumpi. Adică să dai pe 2 kg 50 e enorm. Dacă anul trecut detergentul de 4 kg se vindea cu 45 de lei, acum plătim 60 de lei numai pentru 3 kg. Și prețul pastei de dinți a crescut. Anul acesta la pasta de dinți diferența poate fi chiar dublă. Retailerii spun că scumpirile sunt doar o consecință a plafonării adaosului comercial la produsele de bază care s-a prelungit până la finalul acestui an, așa că a apărut în piață efectul de waterbed. Când te așezi pe un pat cu apă, unde te-ai așezat patul se lasă, în partea cealaltă patul se ridică. Ținând plafonate niște produse și produse de rulaj, produse alimentare, e clar că undeva trebuie să crească prețul la alte produse. Pentru a scădea prețurile, retailerii cer fie anularea plafonării adaosului comercial la 20% la produsele de bază, fie taxe mai mari pentru produsele care vin din import. Apar noi piedici pentru angajații care au nevoie de zile libere de la serviciu pe motiv de boală. După ce impozitarea cu 10% a concediului medical le-a dat bătăi de cap românilor, acum vor fi nevoiți să facă mai multe drumuri la medicul de familie. Totul după apariția unui nou ordin comun al Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Mai exact, cei care vor un concediu mai lung de 4 zile vor trece de 2 ori pe la doctor. Am pățit și eu un incident la locul de muncă și mi-a dat doar 4 zile concediu medical, care se și impozitează și mi se pare chiar rușinos să se întâmple asta, pentru că până la urmă avem dreptul să ne îmbolnăvim. De când noul ordin comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a intrat în vigoare, Gabriela a simțit pe pielea ei ce înseamnă să nu-și mai poată lua cele 7 zile de concediu medical legate, așa cum se putea până acum. Nu mi se pare deloc ok, pentru că eu mă simt rău, nu mă pot duce la medic, sunt obligată să mă duc așa leșinată cum sunt, îmi dă 4 zile, poate după 4 zile eu nu-mi revin și trebuie să mă mai duc să mai iau încă 3 zile. Prin noua reglementare, concediul medical de la medicul de familie se va acorda în două etape. Prima de 4 zile, după care pacientul trebuie să mai facă un drum pentru alte 3 zile de medical. Eu zic că nu este ok. Vii din 4 în 4 zile, măcar la 7 zile, cum să dedea. Ce să faci în 4 zile? Că nu prea ai ce să faci 4 zile, se e cam egal cu zero. Adică n-ai ce să faci în 4 zile. Nu, normal că nu ai cum să-ți revii. Sunt anumite boli în care îți trebuie poate uneori și luni. Există însă și excepții, unde medicii de familie vor putea elibera concedii pentru 7 zile legate, iar prelungirea poate fi apoi acordată doar de un specialist. Ei ce au făcut? Ei au împărțit cumva numărul de concedii medicale pentru categorii de boli cu risc ridicat și celelalte categorii care nu erau foarte importante, dar sunt importante, din nefericire ele există și afectează pacienții,
în aceste concedii medicale care se dau în două etape de către 4 sau 3 zile. Care e logica din spate, nu pot să-mi dau seama, dar bineînțeles că pentru noi e un drum în plus. Concret, cei care sunt exceptați de la regula celor două etape sunt pacienții care suferă de una dintre bolile considerate extrem de contagioase, între care difteria, scarlatina, tuberculoza sau COVID-19. Anul trecut, în România, au fost acordate peste 3 milioane de concedii medicale. Vremea capricioasă ne lasă fără miere românească. Din cauza frigului, albinele nu mai ies din stup și apicultorii avertizează că unul dintre cele mai căutate soiuri de la noi va fi găsit greu pe tarabe anul acesta. Păi acum căpăcesc între timpul ietul, ne ieșind afară, dar... Activitatea lor de bază e de a culege. Deși în mod normal, în luna mai, albinele ies la cules de nectar, frigul din ultima perioadă le face să se adăpostească. Acest lucru înseamnă că și producția de miere este întârziată. Aici e fagure, aici e căpăcit zona de sus, aici e necăpăcit. Normal, extracția se face când toată rama e căpăcită. Acest apicultor din județul Buzău are 600 de familii de albine. Ne povestește că oscilațiile de temperatură din martie și aprilie au făcut ca pomii să înflorească mai devreme, însă nectarul nu poate fi cules. Floarea de salcâm este foarte sensibilă și nu secretă nectar decât la anumite temperaturi, atât ziua cât și noapte. Și chiar dacă albina are și acum, să zic, timid așa din stup, n-ar găsi nectar în floare. Sunt situații când... și așa cum a fost și astăzi, temperatura este optimă, albina iese din stup, da, se duce la cules, vin curenții reci și ele nu mai răzbat să se întoarcă până în stup, cad și acolo rămân. Mergem și în județul Brăila. Acest apicultor cu 30 de ani de experiență ne povestește că este prima dată când culesul a început atât de devreme. Să ajungi la salcâm în aprilie, n-am avut niciodată până acum. Cu o lună de zile înainte aveam 30 ceva de grade și acum când am florit salcâmul, să avem 6-7 grade noaptea. Temperaturile trebuie să depășească însă 10 grade pe timpul nopții pentru ca albina să zboare, astfel că apicultorii se așteaptă ca producția de miere să scadă semnificativ. În comparativ cu alți ani, garantat, per total în țară, clar va scădea cu 60% cantitatea de produs final, adică de o miere de salcâm care este cea mai recunoscută și cea mai apreciată de toți consumatorii din țară. În ciuda problemelor întâmpinate, apicultorii susțin că mierea nu se va scumpi pentru a putea ține piept cu prețul celei venite din China sau Ucraina, care este mult mai ieftină. Anul acesta, mierea de salcâm românească se va vinde cu prețuri între 35 și 100 de lei pe kilogram. Îngrijorat că nu găsește angajați în livadă, un fermier din vestul țării a apelat la forță de muncă din Nepal. Cireșele de mai sunt recoltate acum de tineri asiatici care au de muncă o lungă perioadă. Producția este de 7 tone la hectar și apoi vine rândul altor fructe care sunt vândute în supermarketurile din țară. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 14 nepalezi lucrează în această livadă din Periam, județul Timiș. Îți place să lucrezi aici? Da, place. Casian, proprietarul livezii, e mereu lângă angajații săi. Culoarea cireșelor să fie cât mai roșie, fructul să fie de jur împrejur cât mai colorat. Comunicarea se face cu ajutorul unei aplicații. E drept, nu e întotdeauna simplu, dar totul se rezolvă prin engleză sau limbajul universal al semnelor. Să mai am nimic, apoi le-ai rată, ți-ai ritip, pe rând, plăb de gărai din ițu. Ia să vedem. Ce ți-a spus? Ce ți-a răspuns? Pentru că... Pentru că încercăm să culegem cireșe noaptea, ne este cam greu de când suntem deasupra. Nu a tradus ca lumea. De fapt, munca se desfășoară ziua pe lumină. Bimal are 28 de ani și s-a acomodat deja în țara noastră. This one, my sister, my father, my mother and me. You talk with them on the phone? Da. Every day? Every day, morning, night. Nepalezi am adus încă de anul trecut, deci este al doilea sezon la cules de cireșe. Până au ajuns aici, n-au văzut un pom cu cireșe. Cireșe au mai văzut.
Și am apelat la această variantă datorită faptului că în România nu găsești forță de muncă. Muncitorii din Nepal se ocupă acum de cireșele de mai. Here working this cherry and then here apple and then this next, I don't know exactly name Romania. În pauze, angajații își sună familiile aflate la mii de kilometri distanță. I'm calling my brother but he's I think outside. Not. Okay, my mom calling. Producția de anul acesta este de 7 tone la hectar. Va fi culeasă în special de nepalezi. În livadă se mai găsesc puțini angajați români. Lucrez acelea de vreo 7 ani de zile și în legătură cu nepalezii este foarte bine. Ok, ne înțelegem și prin semne, mai vorbim și pe engleză, care mai cunoaștem. Este foarte bine, e ok. Le oferim cazare, mâncare și atunci, fiind aici în permanență, ne putem baza pe ei. Cireșele de mai ajung în supermarketuri și se vând cu 30 de lei kilogramul. Grădina botanică din Galați a devenit atracția orașului după ce a înflorit copacul cu lalele. Arborele exotic, originar din America de Nord, are un lemn extrem de valoros și poate atinge chiar și 500 de ani. În această perioadă, mai spectaculos este această floare, care seamănă cu o floare de lalea. O floare de lalea, dar cu niște culori diferite față de o lalea obișnuită. Vestea că arborele de lalea a înflorit la grădina botanică din Galați a ajuns la urechile localnicilor, iar oamenii vin cu zecile să-l admire. Copacul este extrem de rar, mai ales în țara noastră. Poate atinge chiar și 50 de metri înălțime, iar florile sale sunt solitare, mari, orientate în sus, de culoare galben-verzuie, portocalii la bază și cu formă de lalea. Exemplarul pe care îl avem aici în dreapta mea este un exemplar care are în jur de 20 de ani. În perioada înfloririi, aceste flori superbe, în formă de lalea, reprezintă o atracție. Nu este din zona noastră și nici măcar zona europeană. La noi, în grădina botanică, s-a adaptat destul de bine. Solul nu trebuie să fie unul extrem de bogat în nutrienți, deci important să fie doar un drenaj cât de cât. Poate să ajungă la dimensiuni impresionante. Arborele face parte din familia magnoliei și poate atinge 500 de ani. Lemnul este extrem de valoros și este utilizat la confecționarea pieselor de mobilier, instrumentelor muzicale și a bărcilor. Ați mai văzut vreodată? Nu, nu, e prima oară. E prima oară când am fost acum. Și chiar e ceva deosebit. Copacul lalea poate fi achiziționat de pe piață, însă cei care îl cumpără trebuie să se înarmeze cu multă răbdare, pentru că florile apar abia după aproximativ 15 ani. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă aștept diseară de la ora 18 la principalul jurnal al zilei. Vă doresc o zi bună, pe curând! Astăzi se anunță vreme caldă, dar instabilă. Vor fi înnorări, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului la deal și la munte, dar și pe spații mici în celelalte regiuni. Vor fi condiții de grindină și cantități de apă izolat mai însemnate. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări locale în sudul Banatului și pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor situa între 17 și 27 de grade. Iar acum să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia va fi atmosferă mohorâtă. Cerul va fi mai mult noros în a doua parte a zilei. Vor fi averse, iar valorile termice urcă până la 22 de grade în Călăraș, 24 în Ploiești. În Transilvania, vremea va fi caldă, dar închisă. Vor fi înnorări, averse ușoare și chiar descărcări electrice. Se vor înregistra 26 de grade în Alba Iulia, la fel și în Târgu Mureș. Atmosferă frumoasă va fi și în Moldova. Cerul va fi variabil, vântul va adia slab spre moderat, iar maximele ating 25 de grade în Iași și 24 în Galați. În vestul țării, dimineața se va semna la ceață, iar în restul zilei vor fi averse și descărcări electrice. În schimb, temperaturile sunt generoase. Vor fi 27 de grade în Arad și Timișoara.
Ploi vor fi și în Oltenia. Vântul va sufla cu putere, izolat va cădea grindină, iar maximele nu depășesc 20 de grade în Craiova și 23 în Drobeta. În Dobrogea, temperaturile sunt în ușoară creștere față de ieri. Se vor înregistra 17 grade în Constanța, 21 de grade în Tulcea. În capitală, cerul va fi variabil și se vor înregistra 25 de grade. La noapte, vremea va fi liniștită, doar vântul va sufla slab până la moderat. Minima scade la 12 grade. Mâine, vremea va rămâne destul de rece. Maxima va atinge 23 de grade Celsius. La munte vor fi averse și descărcări electrice, iar pe alocuri cantitățile de apă vor fi însemnate. Izolat va cădea grindină și vor fi vijelii. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări pe creste, dar de scurtă durată și asociate averselor. Vor fi 16 grade în Sinaia, 21 de grade la Stâna de Vale. Pe litoral, vremea va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va da bătăi de cap pe timpul zilei. Vor fi 17 grade în Eforie Nord, la fel și în Costinești. Temperatura apei mării va avea valori între 16 și 17 grade.